Ну да и сгоняк, логично. Вот что стало, что вообще не нужно. Ушор, 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 ушор. А ты? А ты, ушор. Он гонит сильно то, что не aveți pregătită folia de aluminiu. Așa s-a desfășurat misiunea pompierilor alexandreni în această dimineață. Intervenția acestora a fost una dificilă. În ultima clipă au salvat un bărbat de 68 de ani căzut în apele râului Vedea la ieșirea din municipiul Alexandria. Pompierii militari alexandrieni au fost solicitați astăzi dimineață să intervină pentru scoaterea unui bărbat căzut în râul Vedea în apropierea podului nou. La fața locului s-au deplasat rapid 3 echipaje de pompieri cu o auto specială de descarcare, o ambulanță smurt și o ambarcațiune. Au reușit să găsească imediat bărbatul în mijlocul râului. Din fericire, acesta era scăzut în zona respectivă. Persoana prezenta hipotermie, însă era conștientă, a fost preluată de către echipajul smurt și transportată de urgență la Spitalul Județean Alexandria pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Ajuns la unitatea spitalicească, bătrânul a fost preluat de către medici pentru a primi îngrijirile de specialitate. Întrebat însă dacă își amintește cum a ajuns în apele râului Vedea, bărbatul, care nu era cooperant cu cadrele medicale, susține că nu-și mai amintește. Pacient în vârstă de 68 de ani a fost adus în camera de gardă de către echipajul de pe ambulanță. În momentul de față, pacientul este conștient, dar necooperant, neputând preciza condițiile în care a ajuns în apele râului Vedea. Va fi supus investigațiilor și analizelor de laborator. Acum rămâne de văzut dacă bătrânul își va aminti cum a ajuns în apă.